pastorala de Paști din anul acesta, am intitulat-o așa. Pacea vine de la Hristos Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, Mântuitorul zice: pacea mea vă dau vouă, pacea mea vă las vouă, nu așa cum vă lasă lumea, ci eu dau altfel pacea mea vouă. Dorința oamenilor cu minți după pace a fost prezentă în toate vremurile, în toate locurile. Și prorocii Vechiului Testament, inspirați de Dumnezeu să se exprime în acest sens. De exemplu, prorocul Isaia, gândindu-se la Domnul care se va întrupa, în cartea lui spune textual: în capitolul 9, versetele 5 și 6. Că prunc s-a dat 9, un fiu s-a dat 9, a cărui stăpânire e pe umărul lui și se va chema numele lui Înger de Mare Sfat, Sfetnic Minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii. Iar referitor la împărăția lui Mesia, tot Isaia prorocul, în capitolul 11 al cărții sale, face câteva sublinieri. Atunci, lupul va locui la oaltă cu mielul și leopardul se va culca lângă căprioară. Și vițelul și puiul de lău vor mânca împreună și un copil îi va paște. Juninca se va duce la păscut împreună cu ursoaica și puii lor vor sălășlui la un loc, iar leul, ca și boul, va mânca paie. Aceste metafore se referă la împărăția lui Dumnezeu, la împărăția lui Mesia. Și apoi, sigur că suntem la Sfintele Paști, dar nu putem face abstracție de faptul că la nașterea Domnului Hristos, corul îngeresc a cântat: slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace și între oameni bunăvoire. Iar apoi, în tot timpul misiunii sale, Domnul Iisus Hristos a insistat pentru pace, pentru înțelegere, pentru dragoste, pentru armonie. Și în predica care are un răsunet aparte, predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos lansează și fericirile. Și într-una dintre fericiri zice așa: fericiți sunt făcătorii de pace, că aceia fii lui Dumnezeu se vor chema. Și acum să venim la Paști. Înviind Domnul din mormânt, în după masa Paștilor, apare între ucenicii săi și le zice: pace vouă. Nu e singura dată când, după învierea sa din morți, Domnul Iisus Hristos le zice ucenicilor săi: pace vouă. Oricum, El este Domnul păcii. Și ucenicii lui au învățat de la Mântuitorul că trebuie să fie propovăduitorii păcii. Sfântul Pavel, și nu numai, vor insista pentru pace.
pentru pace. Acum, dacă își pun oamenii întrebarea de unde vin neînțelegerile, de unde vine lipsa de armonie, de unde vine cearta, vrajba, care în ultimă instanță se finalizează cu războiul. Ne spune Sfântul Apostol Iacob, în epistola sa, în capitolul 4, primele două versete. De unde vin războaiele și de unde vin certurile dintre voi? Oare nu de aici? Din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre. Poftiți și nu aveți, ucideți și pismuiți și nu puteți dobândi ce doriți, vă sfădiți și vă războiți și nu aveți, pentru că nu cereți. Cereți și nu primiți, pentru că cereți rău, ca să risipiți în plăceri. Tragem concluzia de aici, că neînțelegerile, războaiele, vin din poftele, din patimile oamenilor, care apoi sunt puse în practică așa cum se vede din istoria omenirii. Oricum, e limpede. Războaiele în general și războiul din Ucraina acum, în concret, nu sunt dorite de Dumnezeu. Domnul Hristos este Domnul Păcii. De fapt, și slujba de la Paști se termină cu o cântare grăitoare. Ziua Învierii, unul pe altul să ne îmbrățișăm, să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi, să iertăm toate pentru înviere, și așa să strigăm, Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Oamenilor credincioși, oamenilor care își pun problema spirituală, întotdeauna le-a fost dragă pacea. Și în folclorul iudaic circulă o poveste frumoasă. E vorba de un tânăr care s-a căsătorit cu fiica unui comerciant de spice. Și la un moment dat, și tânărul devenind comerciant de spice, a fost atacat de o bandă de hoți care au încercat să-i fure snopul de spice. Snop de spice pe care trebuia să-l ducă într-un oraș îndepărtat. L-au înconjurat și au încercat cu săbiile să-l ucidă. El a luat un spic din snopul de grâu și l-a aruncat asupra răufăcătorilor, asupra bandei de tâlhari. Spicul a strălucit în chip minunat și au căzut jos făcătorii de rele, cei ce doreau să îi jefuiască snopul de spice. Și concluzia este că spicele au biruit săbiile. Spicele biruiesc săbiile. Din făina ce se face din spice, așa cum știm, se prepară prescurile. Sfântul Apostol Pavel, în epistola 1 către Corinteni, în capitolul 10, zice așa: oare pâinea pe care o mâncăm nu este trupul lui Hristos? Trupul Domnului Hristos este cel care se prepară din făina, din spicele
de care este vorba în legenda pe care am pomenit-o. Și Domnul Hristos este Domnul Păcii, Domnul Păcii, Domnul sufletelor noastre. Oricum, pacea trebuie propovăduită. Pacea mea vă dau vouă, pacea mea vă las vouă, nu așa cum vă dă lumea. La lucrul acesta cred că trebuie să medităm foarte, foarte serios, întotdeauna, dar în mod concret acum când nu ne mai gândeam că o să izbucnească un război. Acum știm care au fost urmările celor două războaie mondiale. Știm câtă durere și câtă suferință lasă alte războaie care au avut loc și după aceea pe plan mondial. Dar teologul Manzaridis zice așa că un al treilea război mondial ar fi catastrofal. După al treilea război mondial, civilizația omenească s-ar prăbuși. Noi ne întoarcem cu gândul la ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, cel înviat din morți, la cărui sărbătoare mare suntem acum. Cea mai mare sărbătoare creștină este sărbătoarea Paștilor. Ori pacea vine de la El, de la Hristos Dumnezeu, Cel ce a înviat din morți. Gândul acesta ne-a stăpânit atunci când am scris pastorala din anul acesta. Acum, sigur că și când ne pregătim pentru Paști, încercăm să ne facem oameni buni, oamenii păcii, oamenii înțelegerii, oamenii armoniei. Una dintre cântările din săptămâna pătimirilor, săptămână în care ne găsim acum, zice așa: mergând Domnul spre patima sa cea de bunăvoie, le-a zis ucenicilor pe cale: iată, desuim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâna păgânilor să facă cu el ceea ce este scris. Răspunsul nostru: veniți și noi cu inimi curate să mergem împreună cu el și împreună cu el să ne răstignim față de toate răutățile din lume, față de orice scandal, față de orice ură, față de orice resentiment, să fim oamenii păcii, mergând împreună cu El. Domnul Iisus Hristos, Cel ce a înviat din morți, pentru noi, pentru toți, pregătește viața cea veșnică fericită. În Sfânta Scriptură însă ne atenționează că pentru a intra în viața cea veșnică fericită trebuie să avem un anume comportament. În Evanghelia după Matei, în capitolul 25, Mântuitorul le spune ucenicilor și ne spune și nouă: nu știm în ce moment, dar va fi momentul acela în care toți morții vor învia. Îi va despărți Domnul Hristos în două, pe cei buni de-a dreapta, pe cei răi de-a stânga, și va zice celor de-a dreapta: veniți binecuvântați părintelui meu, de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, că flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Nedumeriți, drepti îl vor întreba: Doamne,
când te-am văzut în aceste situații, ori de câte ori l-ați văzut în această situație, pe cel mai neînsemnat frate al meu, pe cel mai neînsemnat om și a slujit, mie mi-a slujit. Și să termină referatul scripturistic spunându-ne că drepții aceștia vor merge în împărăția lui Dumnezeu, în bucuria cea veșnică care n-are sfârșit, în bucuria păcii, păcii eterne. Acum, nu numai Sfânta Scriptură, ci și poetul nostru, conjudețean, Ioan Alexandru, în una din poeziile sale, intitulată Epitaf, subliniază faptul că modul nostru de a ne comporta, de a ne trăi viața, are valențe veșnice. Deci, poezia lui referitoare la eternitate se intitulează Epitaf, inscripția de pe un mormânt. Și o citez. Pentru că s-a uitat cu milă la un căluț snopit în bătăi, pentru că unei bătrâne care fugite de la azil și dorea să se arunce în lac, i-a întins o mână de salvare, pentru că în sanctuarul inimii sale l-a iertat pe cel mai aprig vrăjmaș. Pentru toate acestea și mult mai mari decât acestea, pe care nimeni nu le știe, pentru că le făptuise la nevedere, el n-a murit, ci nu mai doarme până la înviere. El a înviat din morți. Domnul Hristos a înviat din morți. Cea mai mare sărbătoare creștină este sărbătoarea Paștelor, sărbătoarea învierii lui. El a înviat din morți, dar mai mult decât atât, nouă tuturor, ne promite învierea din morți și viața veșnică fericită. Promisiunea mea, viața veșnică este, ne spune Domnul Iisus Hristos. Așadar, în contextul vremurilor pe care le trăim, gândindu-ne la faptul că pacea este o virtute extraordinară, în contextul vremurilor pe care le trăim, și noi milităm pentru pace. Pacea vine de la Hristos Dumnezeu. Încă o dată, în predica de pe munte și când vă duceți în Țara Sfântă, făcând un pelerinaj extraordinar și vă opriți pe muntele fericirilor, vă aduceți aminte și de această fericire. Fericiți sunt făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Și atunci milităm. Milităm pentru pace. Îi fericim pentru strădania de a face pace a oamenilor duhovnicești. Și ne doare sufletul, suferim atunci când este vorba de neînțelegeri și de războaie. Cam acesta este gândul pastoralei din anul acesta. Sigur că adăugăm la urmă faptul că tuturor credincioșilor noștri le dorim sărbători pline de pace, pline de bucurie, pline de har. La toate mesele inim vesele și le zicem din tot sufletul, Hristos a înviat.